Luminile de pe strada Mețeanu s-au aprins, această primă stradă pietonală din Arad. Acest eveniment este primul eveniment în cadrul zilelor de 1 decembrie sub sloganul Aradul, întâiul oraș al Unirii. Consilieri, doamnelor și domnilor, dragi arădeni, bine ați venit în această seară într-un număr atât de mare să fiți alături de noi la aprinderea oficială a luminilor, așa cum am spus, de pe strada Mețianu, prima stradă pietonală din Arad. Chiar dacă este foarte frig afară, în sufletele noastre e foarte cald, permiteți-mi în câteva vorbe înainte de a-l invita în fața dumneavoastră pe domnul primar să ne spună câteva vorbe în cadrul acestui eveniment. Înainte de a veni domnul primar, va veni și domnul prefect. Dar până atunci, permiteți-mi să vă reamintesc că vom avea câteva zile minunate aici în Arad, după inaugurarea și deschiderea oficială a zilelor Aradul, întâiul oraș al Unirii. Astăzi vom avea în fața primăriei un concert, Filarmonica și prietenii, vom avea parte de Leo Iorga, Ioan Iuripascu și Pacifica. Mâine, în fața primăriei, de la ora 18, un spectacol folcloric cu Gabi Gheorghe și Dinu Bereșezan. Pe urmă, la 19.30, Parada Forțelor Ministerului Apărării Naționale, un moment extraordinar, vă invităm cu mare drag. Iar la ora 21, mai pe înserate, retragerea cu torțe. Miercuri 30 noiembrie, în piața primăriei, concert susținut de ansamblul Ciocârlia, iar la 19.30, Parada Forțelor Ministerului Administrației și Internelor. Iar joi, 1 decembrie, în piața primăriei, la ora 17, Parada Portului Popular, apoi la ora 18, hai să întindem hora mare, concert folcloric, iar la ora 19, lume, lume, un mare concert, Orchestra Națională Lăutare din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Bod Gros, soliș miral. Seara sărbună, bună seara, domnule primar, sărbună, doamnelor, domnilor consilieri, mă bucur să începem manifestările legate de Ziua Națională. Poate că încă unii se întreabă de ce debutăm cu câteva zile înainte. Explicația este foarte simplă, pentru că Alba Iulia, 1 decembrie 1918, a fost precedată de o muncă asiduă a arădenilor și a arădenilor de frunte, care zile și timp înainte au pregătit acea adunare și noi, în mod simbolic, vrem să arătăm că Aradul a fost primul oraș al Unirii și că întotdeauna într-un mod plăcut și să avem în fiecare an încă un obiectiv de inaugurat în municipiul nostru, să fim mândri că suntem arădeni și români. Bună seara tuturor! Mă bucur că începem acest mare eveniment al României, Ziua Națională, în această locație. De fapt, este o lucrare nouă pentru Arad, o nouă zonă pietonală. Ea nu este finalizată, dar în curând, odată cu regulamentul acestei zone, vom spune că avem o astfel de zonă pietonală importantă, o zonă comercială în municipiul nostru. Așa cum știți, șansa unui popor poate fi fructificată dacă poporul acela are lider sau poate fi ratată dacă poporul nu are lider. În 1918, poporul român a avut lider în Arad. În 16 noiembrie, Consiliul Național Român a decis manifestarea de la Alba Iulia ca un mesaj al ardelenilor pentru unirea cu țara mamă și noi suntem cei care trebuie să arătăm mai departe că noi contăm atât în România, cât evident și în București. Manifestările pe care le avem de azi încolo arată respectul Guvernului României față de noi, pentru că această defilare, pe care o să vedeți mâine și poimâine, arată acest respect față de oamenii care au dat acest mare eveniment în 1 decembrie de la Alba Iulia. Eu cred că noi, arădenii, avem multe momente de mândrie, dar acest moment este un moment de referință pentru Arad și pentru istoria României. Anul viitor, în Arad, o să montăm Monumentul Maurii Unii. De aceea, anul acesta, pregătim acest mare eveniment. Acest monument a fost așteptat de arădeni și de națiunea română exact după 1 decembrie. Atunci s-a decis la Alba Iulia ca la Arad să existe un monument. Uitați că viața a făcut ca să nu putem, în anii din urmă, să avem un astfel de eveniment. Aradul, în anul 2012, va avea un astfel de eveniment și un astfel de monument. La mulți ani dumneavoastră,
trebuie să fim mândri de istoria Aradului. Eu sunt mândru de Arad, de Arădeni. La mulți ani Arad, la mulți ani România! Mulțumim Liceul de Artă Savin Drăgoi, săruna doamnelor directori, mulțumim foarte mult! În continuare vă invităm, așadar avem câteva zile minunate aici în Arad. Multă căldură în fața primăriei, avem evenimente, așa cum am spus, peste câteva momente, concert cu Filarmonica și prietenii, Leo Iorga, Ioan Iuripas cu Pacifica. Am început de aici, de pe strada Mețeanu, evenimentele pentru marele respect al românilor, Ziua Națională de la 1 decembrie. Am început mai devreme pentru că Marea Unire a fost programată la Arad, înaintașii noștri au programat evenimentul de la Alba Iulia din 1918 și vrem să spunem în continuare atât Aradului cât și țării întregi, noi am declanșat această mare unire, noi suntem primii care o respectăm. Acest eveniment începe pe această stradă pietonală a municipiului Arad, cu acest iluminat frumos, pentru că această stradă este în lucru și putem spune că va fi cea mai circulată stradă din municipiul Arad în momentul în care se va finaliza și în momentul în care vom avea un regulament propriu pentru o stradă pietonală. De aceea vă aștept lângă noi la acest eveniment frumos de a sărbători Marea Unire, începând de astăzi, mergând în fața primăriei unde avem un concert al Filarmonicii și prietenii, unde mâine avem un concert al reprezentanților din Ministerul Apărării, apoi mâine Ministerul de Interne, arătând respectul guvernului față de ceea ce a fost Aradul și arădenii pentru Marea Unire. La mulți ani Arad, la mulți ani România, sper să sărbătorim împreună Ziua Națională frumos, cu demnitate și cu cinste pentru acest mare eveniment, dar și pentru cei care au realizat acest mare eveniment.